Emisiunea realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Octav Tarlapan și vă salut la retrospectiva săptămânii, unde vom trece în revistă toate evenimentele sociopolitice din această săptămână. Să urmărim care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Referendumul privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană va fi unul istoric, care le va da posibilitatea românilor din Republica Moldova să decidă viitorul statului. Declarația a fost făcută de către fostul președinte a României, Traian Băsescu. Ion Mundeanu a câștigat concursul pentru funcția de procuror general, acumulând cel mai mare punctaj în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de procuror general al Republicii Moldova. Certificatul de asigurare, carte verde, ar putea fi emis în format digital. Ministerul Finanțelor a prezentat pentru consultări publice un proiect de hotărâre în acest sens. Șefa statului, Maia Sandu, se bucură de cea mai mare încredere din partea cetățenilor Republicii Moldova. Datele se regăsesc în cadrul barometrului prezentat de compania Date Inteligente. Germania va livra Republicii Moldova alte 14 transportatoare blindate Piranha. Anunțul a fost făcut de ministrul german al apărării Boris Pistorius, aflat în vizită la Chișinău în cadrul unei conferințe comune cu omologul său Anatolie Nosatăi. De asemenea, oficialul german a declarat că în 2025 Republica Moldova va primi sisteme individuale de apărare aeriană. Nu vom permite ca Rusia să continue încercările de destabilizare și vom face tot posibilul pentru a le contracara. Vă susținem cu mare plăcere în întărirea capacităților de apărare și vreau să anunț că Germania va finanța inclusiv cumpărarea a încă 14 vehicule Piranha. Contractele sunt deja semnate. De asemenea, susținem eforturile Republicii Moldova de a întări apărarea aeriană și vom livra echipamente în acest sens anul viitor. Este vorba despre sisteme de apărare individuale. Am vorbit cu ministrul apărării și le vom livra anul viitor. Nu discutăm despre sistemele de apărare mari, de ele este nevoie în Ucraina. De asemenea, vorbim și despre vehicule logistice de care am livrat și vom mai livra în viitor. La rândul său, ministrul apărării Anatolie Nosatăi i-a declarat că vizita omologului său german confirmă faptul că Germania continuă să fie alături de Republica Moldova în dezideratele noastre de integrare europeană, implementarea reformelor și consolidarea sectorului apărării într-o perioadă foarte complicată la nivel regional. Totodată, el a ținut să mulțumească omologului său pentru acordarea celor 19 transportatoare Piranha, care au fost deja folosite în procesul de instruire a militarilor și au crescut eficiența antrenamentelor. Sprijinul partenerilor noștri strategici, printre care Germania, este foarte important în contextul în care Republica Moldova se confruntă în prezent cu o serie de provocări, inclusiv în domeniul apărării și securității, și are nevoie să-și sporească reziliența națională pentru a face față multiplelor crize. Volumul asistenței externe pentru țara noastră și, în particular, pentru Armata Națională a crescut vizibil, ceea ce demonstrează că nu suntem singuri. Apreciem faptul că, alături de alți parteneri, Republica Federală Germană susține eforturile noastre de consolidare a capacității de apărare în cadrul organizațiilor internaționale, precum și angajamentelor ferme de integrare europeană. În context, Boris Pistorius a declarat că Moldova resimte efectele războiului lui Putin în Ucraina, menționând creșterea prețurilor la resursele energetice, întețirea tentativelor Rusiei de destabilizare, precum și despre prezența militarilor ruși în regiunea transnistreană. El a mai dat asigurări că Germania va fi întotdeauna de partea Republicii Moldova, care este parte a familiei europene și face pași importanți pe calea aderării la UE. Referendumul privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană va fi unul istoric, care le va da posibilitatea românilor din Republica Moldova să decidă viitorul statului. Declarația a fost făcută de către fostul președinte al României, Traian Băsescu, la postul public de televiziune. Cred că cel mai important lucru care urmează este referendumul din octombrie și alegerile prezidențiale.
Referendumul va da direcția țării pentru multă vreme. Este un referendum istoric în care românii din Republica Moldova își stabilesc viitorul. Pentru cei care se uită și tot așteaptă influența sau apropierea de Rusia, eu le recomand să se uite în estul Ucrainei, să vadă cum e unde vin rușii. În această toamnă, în Republica Moldova vor avea loc alegeri prezidențiale și referendum. Oamenii își vor alege viitorul președinte al țării pentru un mandat de 4 ani. La fel, cetățenii vor fi chemați la urne pentru a răspunde la referendum la întrebarea: sunteți pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană? La fel, Constituția urmează să fie completată cu un nou titlu: integrarea în Uniunea Europeană. Președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, a declarat anterior că rezultatele referendumului vor avea putere legislativă supremă și nu vor trece printr-un vot suplimentar în Parlament. Amintim că referendumul constituțional privind aderarea Republicii Moldova la blocul comunitar a fost inițiat de președinta Maia Sandu la sfârșitul anului 2023. Ion Munteanu a câștigat concursul pentru funcția de procuror general, acumulând cel mai mare punctaj în cadrul concursului pentru ocuparea funcției. La data de 30 mai, Consiliul Superior al Procurorilor a prezentat rezultatele în urma probei de interviu în care au fost audiați toți 3 concurenți. Dacă alte propuneri nu sunt, cine este pentru, rog să votați. Mulțumesc. Așadar, Consiliul Superior al Procurorilor a hotărât. A constatat că domnul Munteanu Ion a acumulat cel mai mare punctaj final de 9,21 puncte în baza fișelor de evaluare în cadrul concursului public pentru selectarea candidatului la funcția de procuror general inițiat prin hotărârea CSP numărul 1-102/2024 din 15 aprilie 2024. A luat act de promovare evaluării externe de către domnul Ion Munteanu. A propune președintelui Republicii Moldova candidatura domnului Ion Munteanu pentru numirea în funcție de procuror general al Republicii Moldova. Inițial, dosarul lui Munteanu urma să fie transmis către Comisia Vetting pentru evaluare din punct de vedere al integrității etice, profesionale și financiare. Totuși, anterior, Ion Munteanu a fost evaluat de membrii Comisiei, în timp ce candida la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție. În acest sens, o nouă verificare nu este necesară, iar rezultatele concursului vor fi expediate președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, care ar urma să adopte o decizie finală. Conform legislației, șefa statului are la dispoziție 15 zile pentru a semna decretul. Menționăm că funcția de procuror general a devenit vacantă după ce pe 26 septembrie 2023 președintele Maia Sandu l-a eliberat din funcție pe Alexander Stoianoglo. Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova informează agenții economici care au suferit pagube din cauza evenimentelor naturale extreme, cum ar fi grindina, că pot solicita eliberarea vizului de atestare a impedimentului justificator de neexecutarea obligațiilor. Potrivit procedurilor legale, agricultorii care au suportat pierderi provocate de situații excepționale cu caracter natural trebuie să întocmească un act de constatare a pagubelor. În baza acestui act, agricultorii trebuie să meargă la Camera de Comerț și Industrie și să ia avizul de atestare a impedimentului de neexecutare a obligațiilor, ca ulterior să meargă la bănci, la creditori și să oprească procesul de plată a penalităților și executările. Acest aviz este esențial pentru a justifica neexecutarea obligațiilor contractuale din motive de forță majoră. Agenții economici interesați sunt invitați să depună solicitările în format electronic sau fizic pentru a iniția procedura de obținere a acestui aviz. Procedura de eliberare a avizelor urmează a fi aplicată în cadrul raporturilor contractuale comerciale în care cel puțin o parte este subiect al activității de întreprinzător și în care părțile unui astfel de contract au convenit în scris atestare de către CCI. Certificatul de asigurare carte verde ar putea fi emis în format digital. Ministerul Finanțelor a prezentat pentru consultări publice un proiect de hotărâre a Guvernului care să permită digitalizarea procesului de emitere a certificatului carte verde.
Mai exact, se propune renunțarea la formularul de document primar cu regim special în format hârtie și asigurarea posibilității de emitere a acestuia în formă electronică. Astfel, se propune completarea hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea conceptului tehnic al sistemului informațional automatizat de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule cu prevederi noi și introducerea noțiunii de portal rca.bnm.md în vederea creării premiselor pentru emiterea certificatului de asigurare carte verde în formatul negru pe alb și ulterior digitalizarea acestuia cu intrarea în vigoare de la 1 iulie 2024. Autorii inițiativei spun că în prezent Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare și Biroul Național al Asiguratorilor de Autovehicule sunt în proces de elaborare a mecanismelor și soluțiilor necesare pentru digitalizarea și emiterea în versiune electronică a certificatului de asigurare carte verde. În ultima perioadă, ponderea moldovenilor care se simt fericiți este în creștere și mult mai puțini oameni se simt nefericiți. Astfel, mai degrabă fericiți sau foarte fericiți sunt circa 55% din toată populația, iar nefericiți sunt mai puțin de 10%. Datele se regăsesc în cadrul barometrului iData prezentat de compania Date Inteligente. Totodată, potrivit sondajului, este în creștere și numărul celor care cred că în țara noastră lucrurile se mișcă în direcție corectă. Dacă până acum ponderea celor care considerau că direcția este una corectă depășea cu puțin 30% în ultimele luni, în această lună avem un maxim pentru o perioadă destul de lungă de timp, 42,6%. Consideră că direcția în care merg lucrurile în Republica Moldova este una corectă, în același timp doar 44,3% consideră că direcția este greșită. Totodată, potrivit realizatorilor sondajului, în ultimele luni este în creștere și susținerea parcursului european al Republicii Moldova. Discuțiile despre referendum încep să se transforme în procente și avem o creștere ușoară a ponderii celor care ar susține aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană în cadrul unui referendum. Astfel, 58% din toată populația adultă din Republica Moldova ar vota pentru aderare și doar 31% ar vota contra. Respectiv, un astfel de referendum ar aduce o victorie clară a cauzei pro-europene. Sondajul a fost realizat în perioada 22-27 mai pe un eșantion de 1022 de respondenți din 304 localități din Republica Moldova, cu excepția diasporei și a regiunii transnistriene. Marja de eroare este de plus-minus 3%. Șefa statului Maia Sandu se menține în topul celor mai activi politicieni și tot ea este politicianul care se bucură de cea mai mare încredere din partea cetățenilor Republicii Moldova. Datele se regăsesc în cadrul aceluiași barometru prezentat de compania Date Inteligente. Maia Sandu este persoana, politicianul în care moldovenii au cea mai mare încredere. Este vorba de 26% din toți respondenții, urmată de Ilan Șor cu 12,1%, Igor Dodon 11,4%, iar în top 9 mai avem pe domnul Ion Chicu 4,2%, Ion Ceban 3,2%, Renato Osate 2,9%, Irina Vlah 1,7%, Vladimir Voronin 0,7%, Dorin Recean 0,6%. În ceea ce privește preferințele cetățenilor pentru alegerile prezidențiale din toamna acestui an, pe primele poziții se menține actualul șef al statului Maia Sandu și fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. Favorit pentru a deveni deja pentru a doua oară președinte al Republicii Moldova este de asemenea Maia Sandu cu 30,4% din total respondenți. Al doilea favorit este Igor Dodon cu 14,3%, iar al treilea favorit Ion Chicu cu 6,1%. În acest moment, 3,9% sunt gata să-l voteze pe Renato Osate drept președinte, 3% ar fi gata pentru Ion Ceban, 2,5% pentru Vladimir Voronin, 1,6% pentru Irina Vlah, 0,6% pentru Igor Munteanu, 0,3% pentru Tudor Ulianovski. Totodată, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, în următoarea legislatură a Parlamentului ar accede două partide și un bloc electoral. Rezultatele la moment sunt următoarele. Pentru Partidul Acțiune și Solidaritate ar vota 25,6% din total respondenți.
Pentru blocul Victoriei 13,7%, pentru PSRM, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, 13,1%, pentru blocul Împreună 3,3%, deci ei urcă până pe locul 4. Pentru PDCM ar vota 2,8%, pentru Partidul Comuniștilor din Republica Moldova 2,5%, pentru Partidul Nostru 2,3%, pentru PSDE 1,9% și pentru MAN 1,2%. Astfel, mandatele în legislatura a 12-a a Parlamentului Republicii Moldova ar fi distribuite în felul următor: PAS 49 de mandate, Blocul Victorie 27 de mandate și PSRM cu 25 de mandate. Sondajul a fost realizat în perioada 22-27 mai pe un eșantion de 1022 de respondenți din 304 localități din Republica Moldova, cu excepția diasporei și regiunii transnistrene. Marja de eroare este de plus minus 3%. La etapa actuală sunt înregistrate o multitudine de vectori de atac ce țin de indisponibilizarea serviciilor prestate cetățenilor pe platformele web guvernamentale. Declarația a fost făcută de directorul Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, Cristina Jovmir, în cadrul clubului de presă intitulat Guvernarea deschisă și securitatea informațională, noțiuni compatibile. Este vorba de atacuri constante asupra infrastructurii guvernamentale. Începând cu luna martie acestui an, s-au intensificat. Vorbim de o agravare a vectorului de atac de tip indisponibilizare de servicii, cunoscute în mass media ca DDoS atacuri. Ele sunt într-un format total nou decât este pregătită societatea, chiar și internațională, de a contracara tipul de amenințări. Și se înregistrează un trend de 30-40 de sesiuni zilnice minime care supraîncarcă toate sistemele importante de stat în încercarea de a pătrunde, de a penetra infrastructura de rețea guvernamentală. Potrivit reprezentanților Serviciului Tehnologiei Informației și Securitate Cibernetică, chiar dacă sunt identificate adresele electronice de pe care sunt efectuate aceste atacuri, la momentul actual este foarte dificil să identifici și autorul atacului. În context, responsabilii pentru procesul de digitalizare din cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării sunt de părere că marea majoritate a atacurilor vin din Federația Rusă și sunt menite să destabilizeze situația pentru a încetini parcursul european al Republicii Moldova. Chiar dacă vectorii de atac, cum spun și colegii de la STISC, nu pot fi evaluați doar după criteriul geografic, cu siguranță putem spune că foarte multe dintre atacurile cu care se confruntă Republica Moldova astăzi vin anume din Federația Rusă. Și bine ați menționat și dumneavoastră că ne aflăm într-o perioadă importantă pentru Republica Moldova în contextul alegerilor care urmează și ne așteptăm la o intensificare a acestor atacuri, mai ales în perioada alegerilor următoare. La rândul lor, cei de la Agenția de Guvernare Electronică vin să liniștească cetățenii și spun că chiar dacă unele platforme nu sunt disponibile anumite perioade de timp din cauza atacurilor cibernetice, datele beneficiarilor sunt în siguranță. Sunt niște soluții care vin să protejeze accesul în sistem informațional care se bazează pe identitate electronică. Și aici este foarte important că am adoptat aceste elemente de securitate atunci când vorbim de protecția datelor. Și când vorbim, spre exemplu, portalul datelor deschise, acces în acest sistem informațional pentru a lucra cu datele este doar prin identitate electronică. Lucruri importante care au fost fixate în timp, care acum dau roade. De ce noi, când, chiar dacă nu este disponibil pe moment portalul datelor deschise, dar când este disponibil, datele acolo nu se denaturează și nu are loc confuzia asta atunci când cetățenii urmează să se informeze sau se informează de pe aceste portaluri. În context, autoritățile îndeamnă cetățenii să se informeze din surse sigure, să respecte regulile simple de securitate cibernetică și să nu contribuie la amplificarea atacurilor asupra sistemelor informaționale ale statului. Urmează la retrospectiva săptămânii. Republica Moldova va primi un grant de 5,4 milioane de euro pentru dezvoltarea infrastructurii în domeniul gestionării deșeurilor solide.
cod roșu de caniculă în India. La New Delhi, pentru prima dată, temperaturile au depășit 50 de grade Celsius. Emisiune realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.